Hai, salutare, lume bună, și bine v-am regăsit într-un fish vlog, cum v-am promis că am să fac. Am venit la frații mei, la Claumar Pescar Brothers, aici în Bulevardul Ghencea, numărul 30. Îi găsiți și pe www.claumarpescar.ro, unde aveți 5% reducere dacă introduceți codul promoțional SHARI. Contează foarte mult chestia asta, că vă ajută pe voi. Ce v-am promis eu în partidele trecute? Brotherii mei, eu pescuind de pe maluri foarte înalte, am nevoie de o coadă de mincioc puțin mai lungă, deoarece coada de mincioc de, cred că are 2 metri jumate, da, doar 2 metri jumate, un 2 metri. E foarte micuță și mă încurca, ați văzut, trebuia să mă întind în apă. Și mai am eu o coadă de mincioc, mi se pare că are vreo 2 metri jumate acasă, dar am călcat pe ea, s-a rupt. Nu e o problemă, o pot folosi, dar la partidele unde e malul foarte aproape. Acum eu o să-mi pun hamul cu GoPro-ul ca să îmi folosesc mâinile când merg. Mi-am făcut o listă aici în magazin și o să-mi cumpăr tot ce mi-am propus. Și ceva de la bagajerie și niște pellet feedere. V-am spus, pellet feederul e cel care va duce peștii instant. V-am spus și v-am și dovedit. O să vă arăt și ce promoții mai găsiți la Claumar și bineînțeles produsele lor pe care vi le recomand cu drag. Mai ales firele, ați văzut, o să-mi iau acum firul de riguri. Deoarece l-am terminat, o să-mi iau acum două role, cel soft. O să vă arăt acum. Ok, haideți să-mi pun hamul pe mine repede și să mergem la shopping de brotherii mei. Ok, fraților, haideți să-mi fac shopping-ul frumos. Nadele o să le las ultimele. Hai că începe acum și Mariana și Scobaru. Aha, e bun. Începe acum, se termină prohibiția. Ia să vedem ce am eu nevoie. Exact lista asta. Bun. Iar lista asta conține exact ce am eu nevoie. Așa, haide să le luăm exact în ordine. Salut, soare! Salut. Am și eu nevoie să mă ajut și pe mine. Am aici o listă. Ia zi, despre ce. Și uite, prima e o coadă de mincioc. Eu ții minte că mi-am luat data trecută. Hai, mi-ai dat o coadă. E destul de micuță. Adică e bună de pe mal. E scurtă. E scurtă, da, da, da. Și ți-ar trebui ceva mai lung, ceva mai lungă. La ce, cam pe la ce dimensiune te gândești tu așa? Aș vrea undeva la un 3, 3 jumate. Ce crezi? 4 metri deja se îngreunează. Nu, e da. De, da. Nu e chiar așa de practică. Eu ți-aș recomanda, uite, o coamă, că o coadă Atomos. Am șters-o, așa. 3,20 m. 3,20 m. O coadă foarte bună de mincioc, sigură. E telescopic. E telescopic? A, așa, e telescopic, așa, așa. Nu trebuie să te complici, să o desfaci prin spate, să o demufezi, uh-huh, să o mufezi. Ce am mai găsit eu, am văzut la cineva și cum o am eu pe aia acasă, mi se pare că de 3 metri, care o mufezi și s-a rupt, am călcat aici pe ea. Uite, vezi? Da, dacă o să calci și pe asta, probabil o să se rupă. Nu, 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 a fost... Hai să vezi despre ce e vorba, ține tu puțin de ea de acolo din capăt. E lungă, frate. Așa, ia uite-o. O vezi? Da, e foarte, foarte rigidă. Da, da, da. Pentru lungimea, pentru lungimea ei, da, da, da. A, e... păi uite, e rezistență, că nu-l ții de acolo, clar. Hai, dar eu îl ridic, așa, știu. Uite. Cât să bagi mincioc, yeah, să-l, cum, să-l ridici. Cum stă în mână. E chestia că eu de pe mal, e malul foarte înalt, eu pescuiesc pe zone mai sălbatice, știi? Mă duc cu ea jos, pe asta mă ajută. Ia. Cum, a, mă ajută, frate, mă ajută. Uite, o iau așa și după aia, știi, las lanseta jos și o ridic așa ușor. Dacă ar fi fost de aia prin mufare, da, și da, o ridici vertical de pe mal, există riscul să iasă. Deși sunt bine, da, construite, dar da, cu asta, da, cu, știu asta, nu, da. Păi, de asta am vrut telescopic, am vrut să te întreb să vedem că o ridic în sus și să nu cumva să se demufeze. Asta e din carbon, dar este destul de gros carbonul și foarte rezistent. Arată o să bine. Ai, o să ai rezultate bune. Să uite, și mânerul are grip bun. Super, super. Acolo e prin înfiletare. Gata, dacă frate, cumva ai nevoie să pescuiești pe da, o distanță, da, mai, da, mică. Da. Le scoți și eu o fac mai scurtă, nu ia. Și ai făcut-o doar din două bucăți. A, ia, 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 fii atent. Păi atâta e aia. A, deci de 2 metri, că tot mi-ai dat atunci. E bună, dar de pe mal mai mică așa, da, știi. Acum a, gata, mai frate, bravo. Super, super. Și vezi că e mișto. Bă, că e ce e trebuie. E mapisată bine aici, nu îți da, 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 da. Și că e lanseta de spod. E șmecher, foarte, foarte... Ce mai foarte bine. Bun, cu asta am rezolvat-o. Acum, ce mai am eu aici pe listă? Peletele. Pelet fidere, știi? Așa, hai să vedem dacă mai e ceva pe la bagajerie. Prin da, de bagajerie, uite, chiar ceva de la bagajerie de transport, dacă găsesc, și ceva pentru mulinete, să pun mulinetele separate, nu de alta, dar i-am rupt picioarele la una, am rupt urechile la una, mai exact, și am zis că nu le mai pun una peste alta. Mulinete de fide, 3.000,
Nu de crap, că alea de crap intră cu totul. Am o husa de crap, știi? Și atunci ia să vedem. Și după aia le șterg. Foarte... știi ce aveam eu? Sau sunt prea, ți se pare că sunt prea nu, aș vrea o gentuță cu 4, 3, 4, știi ce zic? Ca să mi le pun în caz că eu mă duc, în caz de se rupe vreun băț sau așa, eu mai mintin. La mine e mai imprevizibil gen, știi? Dar aveai unele cu 4 erau. Era cu 4... Deci, asta și cu 4 compartimente. Compartimente, da. Poți să o faci tu. De fiecare. Aha. Da, asta e mare. Îmi punem una asta. Ia, cum? Îmi punem în mijloc. Îndată. Și încă o dată în partea asta. Ia, nu mi se... Pare mie prea măricică sau? Se pare prea mare? Da, este mare, că astea sunt pentru alea de 4.000, 6.000, 5.000. Aia pare măricică, de, știi? E destul de mare. E destul de mare, da. Căpătoare. Da, da. Sunt pentru molete de crap asta, da. Alele mele sunt mai micuțe, știi, că vreau să pun și de spinning și de spinning. Sunt de vreo 3000 alea, știi, nu, 3000-3500. Era ceva mai micuț, așa. Acum, și tu știi ce... Asta, dacă nu mă înșel, are și pentru cam vrei de rezerv. Nu, și ți-ar intra două cu două. A, să le pun așa, da, nu sunt... Nu au preț de spărțitor, ele sunt de fapt și de drept pentru două. Pentru două, aha. Da, dar dacă le bagi în plăsuța aia, în săcuțul ăla lor și bagi una, două, una, două. Da. Nu, n-am sac la ele, n-am, a fost doar pungă, știi? Da. Asta ar fi una dintre variantele. Uite așa, era una mică și era pe din patru așa împărțită, ca să nu dea una în alta. De mare, da. Nu mai ai, nu mai știu de la ce firmă era. Dacă nu, așa ar fi ok, dar... Asta e ok odată. Eu știu ce ai tu. Ce puse de molinete mai micuțe ne-ar trebui ceva pentru 4 molinete de fil? Să le molinete în care trebuie în 4 molinete. Asta de la Delfin, gen așa. Asta e altceva. Păi da. Ar avea cu 4? Nu, n-au cu 4. Dar da, intră 4, am înțeles. A, să la fel, identice. Ideea e că nu au compartimentele, că așa poți să pui una, două, că nu cred că au nimic. Bine, că pun mai aici, să mai pui aici. Aia. Știi care e treaba? E ok, ia fii atent, deschide. Ia uite, am o idee. Le pun aici și eu am eu burețel. Dacă ai înțeles? Am bureței. Da, frate, da, da. Îi pun eu burețel și nicio problemă. Dacă ai tu burețel. Gata, e ce trebuie, da. E perfect. Da, așa am un burețel pe care îl pun așa, sau... Pe ele, gata, e super, așa, da. Hai ca să o șterg pe asta de pe listă. Că le-am promis de atâta ori și a zis, haide mă să fac ceva. Păi, trebuie să avem grijă de ele, că sunt ale noastre, uite, gen. Și o să mă mai uit eu acum, după o gentuță de transport. Dar eu am un troller. Așa. Dar să văd dacă aș găsi ceva mai... pentru ale. Să le bagi pe fiecare în husă. Ai prins-o? Da, da. Păi așa, ai și de-alea mai mici așa și cred că sunt și mai... Nu? Știi? Da, nu, eu ziceam să le bagi pe fiecare în husă. A, să le bag în husă. Nu, frate, nu, că nu sunt chiar așa. De-le în gura am măs. Nu am chiar atât de ele. Da. Ca să le pui, ia uite, asta e, să o pui și așa. A, ca să o... Nu. Asta e mai versatil, e mai frumos, e mai ce trebuie. Ce-ți mai trebuie Sherry? Păi fii atent, eu vreau ceva, ți-am spus, un fel de, să pot să, nu știu cum să zic, să pot să mă duc, uite, vezi cum e aia? Da, o geantă. Dar e mare, frate, ai văzut că eu în smart, sau, deci vreau să fie ceva mai micuț, dar să nu mă le mai umplu prin mașină, să bag, uite așa, ceva ca ăsta așa, știi, da? Am înțeles, da, asta e o valigioară, are și, într-adevăr, are și niște picioare, dar ceva aproximativ asemănător cu aia. Ah, uite pe sus. O calitate foarte bună este această geantă. Vezi tu? Capacul poate fi folosit pe post de măsuță în momentul în care vei închide geanta. E rezistent? E un capac rigid. Mă. Nu este foarte rezistent. Acum nu pune. Nu. Pentru câteva pop-up-uri și alea. Așa, monturi. Da, nu o să pui mâncare în greutate. Chiar și mâncare poți să pui, dar dacă se pătează sau așa trebuie să o Ah, da. Trebuie să o speli după aceea.
Așa. Ah, ia uite ce mișto e cu capacul ăsta. Are un fund rigid, vezi? Care îți păstrează... Ăsta? Da, îți păstrează geanta într-o poziție... A, pe și sub ce? A, e un burețel, e moale, e gata. E moale. A, mă, înțeleg, are podină. Un fel de podină, da. Da, da, aici mișto. Așa, e. Așa, și hai să-ți arăt, pe partea cealaltă, e, uite. Ai aici un material... A, am înțeles, gata, nu se... pentru umiditate. Exact, e un fel de cauciuc, nu se umezește absolut nimic din ce ai în geantă. Și aici ai mai multe buzunare, ai două buzunare pe lateral. A, uite astea. Văd că sunt mai... Sunt destul de încăpătoare buzunarele, înțeleg? Păi... Ai putea să-ți bași chiar aici mulinetele. Păi iau loc? A, ce-i frate, au 2, 4, 6 mulinete, cred că au aici. Ba, pe atunci nu mai iau pe asta, că n-am nevoie, că... Așa, și o să-ți faci o geantă pentru feeder sau pentru accesorii de astea, o să-ți faci o geantă completă din geanta asta. Ai și capacul rigid, ce ți-ar mai trebui? Da, uite și asta, ai și de umăr. E și de umăr, dar pentru câțiva zeci de metri. Da. Bun, asta, bun. La loc. Da, mai bine să știi, brăi, frate, bă. Ei, contează mult. O cutie de accesorii, mai ai și niște buzunărașe. Ce cutie crezi că aș putea să pun aici? Hai să-ți prezint, e o cutie de la... Avem mai multe cutii, dar... Știi, fii atent ce mă interesează. Eu am varianta la asta un pic mai mare, da. Dar nu-mi place că nu... Adică cade din ele. Am încercat să le pun... Parte, da. Nu pun cârlige. Cârligele le pun separat, dar niște accesorii... Hai să-ți arăt cutia asta de la Matrix. Ia uite despre ce e vorba. Aici compartimentele ți le vei face tu cum vrei, dacă vrei poți să scoți iese din ea. Da, exact. A, uite, poți să pui dacă e pentru plute, bravo. Exact, sau pentru antitangle-urile de la plumb, sau chestii genul ăsta. Așa și uite, în momentul în care tu o vei închide, aici îți dai seama exact că ea nu mai joacă. Mamă, nu joacă deloc, frate, uite, n-are. Fixă, fixă. Și hai să vedem dacă se potrivește în buzunarul de la geantă. Eu zic că s-ar potrivi. Ce ok. Ia uite. Intră acolo? De aici e. Băi, e făcută... E pentru asta. E făcută pentru asta, băi, zici. Glumesc, nu e făcută da, pentru clar, asta. Da, clar, am înțeles că e... Da, da, da. Uite cât de bine se potrivește. Băi, super. Vezi? Păi și mai au loc aici. Cum sunt? Păi am loc aici și de buzunar. Ia uite-ți, brother. Uite, ia uite. Păi, fii atent, știi care e treaba? Aici pot să-mi pun că eu am... Ia fii atent. Am de-astea acasă. Uite, uite de-astea micuțe. Cutiuțele mici. Da, cum sunt? Și le pot pune... Ia, chiar. Au loc? Uite, de exemplu, dacă pun două, așa, trei, hai să fiu eu. Hai, pune trei. Deși că nu, cred că... Hai, bagă-l și pe al treilea. Ia să încercăm, vedem. Hai să fac un test. Așa. Băi, și uite, nu o pune nicio rezistență asta. Băi, mă, lași. E perfect. Super, frate, bravo, mersi mult de tot că asta, uite, chiar mă salvează. Eu când mă duc, nu mai am nevoie să... Gata, super. Cu mare drag. Și ți-ai scos gentuța, fii atent. Ai scos genta, ai scos cutia. Așa. Dar uite, asta îmi place mult de tot, că știi de ce? O pun lângă mine. Ia. Băi, mă, lași. Și poți să o pui și așa, uite așa, da, într-o parte și aici sunt puiele. Și așa, uite, vezi? Mamă. Și mâncărică, să ăla îl pui aici, că uite, stă bine, știi, sandwich-urile alea. Chiar dacă o miști un pic, nu alunecă de pe geantă. Da, are marginea aia, buza aia acolo. Da. Și fii atent, uite așa, îl pui și aici, poți să pun și aici, e super. Perfect, sau așa, exact. Băi, mă, lași. Bun, asta costă 65 de euro. Hai că e superbă. Da, e superbă. Atunci o las așa, ca să se vadă. Mamă, băi, fraților, deci știți cum e, mie îmi place. Și asta e 321. Deci chiar se merită, nu e un preț. Adică, cum să vă spun, nu poți să pui într-o pungă. Ați văzut cum vin majoritatea. Într-o pungă sau într-o sacoșă de aia de... Ia, uite așa. Hai că e destul de șmecher asta, mie chiar îmi place. Uite, e destul de versatilă, să știți, nu e chiar... Adică nu se simte ieftină, știi, e șmecheră rău. Și e fiertă. Îi scoatem și mânerul. Da. Ăsta, păi, uite. Dacă vrei, îl folosești, dacă nu... Da, îl dai jos, am înțeles. Și uite, are și de la pentru omor să nu te... Păi ce, când mă duc la Dunăre? Bă, broadere, la Dunăre e șmecheră rău. Ce-ai dat-o asta? Da, super. Asta vreau. Păi nu, că lansete am toc și mi-au tocul direct. Tocul de lansete. Da. O geantă și vet. Ia uite-l. Băi, șmecher rău de tot. Și la Dunăre îl pun așa lângă mine, fraților, și am toate astea aici. Și bine că dacă vreau să pun adăpăștea și ceva, pot să pun o odasă ca să nu murdăresc. Exact. Am o husă, ai înțeles? O husă de-aia, de, ca fața de masă. Mm-hmm. Și o pun peste ea ca să nu murdăresc. Sigur că mai cade nadă. Bun, superb. Deci astea le-am aranjat. Mi-am luat asta de bagajerie. Asta e criminal. Nu mă vedeți cu ele la fiecare partidă, despre ce vorbim. Ce mai am eu pe aici? Că după aia eu mai am unele pe care le iau eu. Uh-huh.
Uite ce e aici, peletele o să mă uit, da. Metodele albastre le-am văzut acolo, da. Cârlige așa, spray-ul de țânțari l-am văzut, motor de Novac, asta e Novac, o să mă uit, că nu toate o să le iau. O umbrelă, ai vreo umbrelă ceva, cum să spun, mai rezistentă, să o bag în pământ, să fie mai, mi se pare să aibă și parasolar? Da, cum să când se bată vântul, știi? Eu am un adăpost, un, mi-am luat de data trecută, dar vezi, când e soare, bate dintr-o așa. Parte... Așa, deci mi-am luat exact ce aveam nevoie. Când o să merg la pescuit, vreau să îmi iau o singură geantă. Astfel nu o să mai uit nimic, brotherii. Nu mai uit nimic acasă. Aoleu, că am uitat să-mi iau... Ați văzut? Ați văzut cât de uituc sunt? Am uitat să-mi iau forfec, am uitat să-mi iau momitoare, am uitat... Nu! Când mă uit seara de acasă, mă uit și îmi pun în gentuța asta, tot mi-am luat-o și sunt smart, intră perfect. Gata, nu mai am nevoie de nimic. Intră aici și o să-mi pun în pungulițe și găletușa aceea cu sfoară, ați văzut? Ceea ce vă rog și pe voi, să vă luați o găletușă cu sfoară, o aruncați în apă sau puneți la o găletușă o sfoară, o aruncați în apă ca să nu, în caz de malul înalt. Ați văzut unde pescuiesc eu? De ce pescuiesc și prin pește pe maluri înalte? Pentru că acolo stă peștele. Dacă am eu senzația aia finunță că știu unde e, am pus mâna pe el, da. Trebuie să... Ați văzut ce coadă șmecheră mi-am luat de aici? 3,20. Uite, 320 de centimetri. Păi cum? N-ați văzut că mă chinuiam? Am sărit în apă când a prins Narcis Crab. M-am băgat, adică până în apă. Ați văzut că n-ai cum să-l iei. Ce să faci? Bun, și mai am aici umbrelă. Uitați-o aici. O umbrelă. Hai să o șterg. Power gun, gata. Am șters umbrela. Deoarece o să fac și partide de noapte și o să-mi iau niște starleți. Hai că nu putem să deschidem asta, nu? Prelata nu mai iau și cu ăsta. Nu, aia e clar cum se... Atunci astea le las aici și ca înălțime că eu îi fac o gaură în pământ sau o să-mi fac o daia din ciment, total pe din ciment, știi? Da, dar te cari cu aia după tine. Sau ceva cu apa am văzut, chiar o să mă duc acum să văd dacă găsesc, dacă nu-i fac gaură. Da. Ia. Mamă, ia uite, e mai aplicată, e mai marfă, vezi? Vezi, și pe partea asta vine pe mor. Păi fii atent că nu ți-o dă vântul la o parte, vezi? Stai ușor că trece cineva să nu... Aha, are și perete. Da, are asta perete. Mă, fratele meu, de asta îmi trebuie, mă. Uite aici, uite aici. Așa, mă, fratele, și cât vine fermoarul? Din partea asta până unde? Ia. Jumătate. Jumate, nu? O, ce? Mamă, da, uite de acolo până unde ai tu mâna, uite de acolo. Aici, rămâne un cap. Până aici și rămâne jumate, fraților. Semicort, da, da. Da, și poți să și, vezi? Da, ți-o înclin. Poți să și desfaci de aici și o înclin. Îi înclin piciorul așa. Ești mecher rău de tot. Și fiți atenți materialul, ia uite. Nu știu dacă observați, dar e destul de gros aici, e destul de rezistent. Ia uite, și aici, uite, vezi? Sunt picior. Mamă, sunt mai groase decât aia pe care o am eu. Ce vrei, frate, de la 60 de lei? Dar uite, asta e mai îndoită și nu o dă peste cap, frate, ia uite. Ai făcut treaba cu ea? Uite, fii atent. Știi ce am zis eu? La alea să le pun de aici până aici, să le pun ancore. Dacă îi prinzi ăla în spate protecție. Dar nu mai e o dă vântul peste cap. Aia o să fixez cu niște cuie, are și cuie, e prevăzut. Aaa! Băi, e superbă! Îi suflam un flash frumos, vezi? Da. Delfin, e bun. Gata, e superbă, bravo. Șmecheră rău. Chiar e țapănă, să știi. Aia de plajă care am luat-o, știi? Da, mă, și a făcut numai găuri, s-a ars de la soare. Da, mă, uite asta. Dacă țin și ăla la tine cumva și se întâmplă să prindă vreo ploaie ceva, te bagi de sub subiect. Păi, stă tot, da. E superbă asta. Uite, la asta mă referam. Ăsta intră în ăla și se eclipsează. Așa, și ăsta intră în pământ. Știi ce-i fac eu pentru extra putere? Când fac gaura în pământ, da. Îi bag, am alt par la mine, bag parul pe lângă el și leg de asta. Da, ai înțeles? Perfect. Am un par la un metru, așa. Da, sau dacă nu mai sunt niște... Nu, frate, asta e... Sunt niște dispozitive de spate. Sau pe unde e piatră sau pe pontoane, știi? E mai greu. E mai greuț acolo. E asta că mă duc eu pe undeva să văd dacă găsesc... Ia uite, e de aia care umpli cu apă, că așa iau apă din gârlă. Știu. Ai înțeles? Poate găsesc așa. E 60 de lei o de aia. Da, e ușoară, e cam așa. Și bagi apă în ea, da. Ca să nu mă car cu aia de beton. Sau ce crezi că vreau să fac? Iau, fii atent. Să-mi fac coda asta, uite cum e pătrățica asta, dar mai mare, și să-i bag două mânere și două roți. Și când o dau jos din mașină, să mă duc ea ca o căruț, știi? Ca da, să nu fie grea. Roți mai mari, da, mai mari. Destul de rezistente, că și e rezistente betonul gros. Mai bine aia cu apă. Da, mai da. Trebuie să ne adaptăm, sigur, gata, asta e superbă. N-am ce să zic decât că sunt foarte mulțumit. Și uitați peretele cum arată, dar o să-l vedeți la mine când mă duc data viitoare. Ia uitați, vedeți? Și astea sunt bucățile unde se prind, vedeți? Cu cuișoare, ca să nu ia vântul de jos, brother, ca un cort. Și aici și cu ele.
Vezi, aici ce? Sunt cuiele, cuișoare, da, mai am cuișoare. Cuișoare de la subțirele. Da, le fac eu unele mai lungi un pic, știi? Mare de corp. Gata, da, știu, la peste tot sunt. Uite, hai să băgăm și ăsta. Ah. E superb. Păi l-am avut, eu l-am ținut cu mâna. Și uite că vine și cu suportul lui, e, așa, da, frate, gata. Ce noutăți mai au de la Claumar? Fire. Că am văzut că mai sunt niște fire și mai vreau un fir. Foarte, e foarte bun, îl folosesc la riguri și vezi că i-am spart. Ce fir? Uite, cel de la Claumar. Și am văzut că am mai scos ei unul, pe care nu l-am... Uite, ăla mi se pare, Staffline, nu? Avem și 3 de degresat firul, care e azi? Cred că ăsta e ăla nou, știi? Nu e Staffline, uite, ăsta e ăla nou, Troia. Troia, mi se pare că am Troia acasă. Ai Troia? Da. Oricum, voi îl vedeți aici, brother. Uite, ăsta e de 15, unde e? Mișto, e moale. De 15 libre mai e? 20 25 cel de 15 s-a dat tot. Aha, vezi? Probabil trebuie să ne vină de la depozit. Da, de la depozit. Și de ce? Ăla de 15 e cel mai ok de riguri. Da, vezi? Da, dar depinde, dacă pescuiești la crab mai mare, atunci asta. Nu, no, eu mă refeream la carasială, la de-astea mai finuți așa. Da. Bun, și vedeți că sunt braid-ul, deci astea sunt toată linia de la Brother, de la Claumar. Cum ar veni acest raft? Cu cârlige, cu tot. Ați văzut cârligele cu care pescuiesc eu? Cârligele nu sunt aici la mici, nu? Cârligele mici sunt pe partea cealaltă. Sunt pe partea cealaltă. Avem oricum, panou galben. Și da. Și panoul de cârlige e aici. Uitați-le sus. Cârligele pe care le folosesc eu și cu care... Deci chiar sunt foarte, foarte bune. Ați văzut, da? Sunt legăsiți sus aici. Sau pe site. Plus 5% reducere, e ce trebuie. Ia, fii atent, brother, e un power gum. Power gum. Da. Ce gros sunt. Păi eu îl folosesc pentru... Vreau să-l pun la undiță. La undiță și așa, cam la monturi. Da? Da. Asta e linie, ține la 6 kg. Asta să folosesc în general, să folosesc la boloniză. Tu știi foarte da, bine. Da, dar... Uite, vezi? Mamă, ăsta e mai elastic, frate. E mai ce trebuie. Păi, 6 kg. Ăsta e mai ok. Și mai am unul de 0,6, dar nu cred că te va ajuta 0,6. 0,8. Ăla e mai... Da, și se întinde destul de mult. Poți să-l pui în vârf la undiță sau poți să-l pui, n-ai nicio problemă. Deci ăsta e de 0,8, nu? 0,8. Și mai am unul de 0,6. A, dar ăla e prea subțirel. A, gata, uite, îl văd acolo. Nu. 4 kg, da. Da, nu. Lasă că îl încerc ăsta că e... Păi ce e? Când am avut montura aia la pellet feeder, totuși ținea și era la fel, știi? Și am scos la crăpălăi cu ea. Uite, mai avem așa. Am pierdut montura și nu s-a rupt elasticul. 0,18 metri jumătate de la frate. Ăsta e prea... E foarte gros. E foarte gros, da. Nu, lasă pe finețe. Bun, spray-ul de țânțari și le-am arătat la băieți. Spray-urile de țânțari pe care vi le recomand eu, brother. Hai să-l anulez de aici. Uite așa. Cele mai bune le găsiți aici, cum intrați. Aici. Uite-l. Astea vi le recomand eu, sunt foarte bune. Balistol, exact. Știi cât de bune sunt astea? Cele mai bune, mi-a spus Claudiu atunci. Ia-ți de asta că ăsta e bun, deci te dai cu el și... Eu pescuiesc la Dunăre, te dai cu alte spray-uri pe la Dunăre, zici că te-ai dat da. Cu condimente de friptură. Păi nu, anul trecut până, da, cu ăsta... când, tot așa și la Dunăre când am dat pâc. Deci astea sunt perfecte. Bun, ce mai am aici? Pentru că o să pescuiesc foarte curând de seară, starleți. Și văd că sunt aici foarte mulți starleți. Mai am acasă câțiva, dar nu sunt foarte mulți. Știți care e treaba? Acum eu vreau niște starleți pentru plută și pentru feeder, pentru bățul de feeder. Văd că sunt aici pentru S și M, adică sunt mai multe tipuri. Eu aș vrea să iau M. Îl vedeți aici. M. Uite, pe ăsta o să-l iau și de-aia îl desfac, că-l iau, ca să și văd. Exact de asta am nevoie, vedeți? O singură bucată. Vedeți? Pentru că e mai gros aici, dar se vede. Deci am și pentru vârful mai grosuț și o să iau și pentru vârful mai subțirel. Vezi? Da. Și mărimea de care e? Să nu fie pentru fidere S. Ce, S? Da. E S, nu e S. S. S-ul, da? Mm-hmm. Bun. Ia desfă unde la oricum îl iau și pe ăsta. Ca să văd cum e și de ce. Am mai luat unele și erau pentru vârf foarte, foarte subțire. Dar oricum îl... Și am zis ca asta să iau... Asta e S-ul, e normalul. Ia uite. Vezi? Da. Era da, fix. Da, și la Dunăre, da, da. Două bun. Bucăți frumoase. Da, da, gata. Începe eu vreau să le văd. La Dunăre. Da, frate, știi eu, pe chiar abia aștept. Abia aștept. Da, cum? Deja am pregătit. Ia fii atent, ce mai vreau eu? Dă-mi și pentru plută.
Care să le pot să le pun pe plută? Care sunt ale fără, știi ce zic? Păi fii atent, eu ți-aș recomanda, uite așa, cutia asta. Uh-huh. Da? În primul rând, ai mai multe dimensiuni. Mamă, câte sunt. Uite, de exemplu, eu pescuiesc cu modelul ăsta de plută, să zicem, da? Și ăsta e mai, ca să zic așa, e mai universal, știi? Eu, uite, eu oricum pescuiesc cu plută micuț. Eu vin un coci. Eu uite. Pac, Dumnezeu. Da, da, da. Înțelegi și sunt astea mari. Și mi se pare că la, e mai la bucată, dacă stai să te gândești la set, e mai da, și convenabil. Nu se merită că poate să se întâmple accidente să calci pe ele sau așa, astea în cutie, n-ai nicio problemă. Da. Astea le-ai forever. Eu. Vezi? Și în momentul în care e așa, pac, ai rupt asta și ai terminat discuția. Da, 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 da. O scos de aici. Eu dacă vrei cumva să ți-o atașezi pe o altă plută. Pe plută mai groasă, da. Sau la alea de Novak, știi? Ia uite, o bași pe asta așa. Are și... Are două silicone de astea înăuntru. Uite, a, pe păi ce, o mai pun, că mai am eu silicon, da. Și de acum. Am înțeles. Păi dar nu consum siliconul ăsta, să consum. Da. Decât dacă pierzi plută. Da. Deci ăsta sunt de 4,5. Da. Sunt ce trebuie. Am înțeles. Adică ca să confedabil și ca preț și ca bucăți, da, nu? Decât astea sunt cele mai... Nu, astea sunt 20 de lei, 25 de, 20 de bucăți. Dă-mi două seturi. De 4,5 de vrei pe amul? Da, nu de alea mici, de astea mari. De astea mari, țăpăm. Desfăr și pe ăla să fim siguri că e 4. Ia să vrem. Ăla e. Chiar dacă sunt așa n-au întrerupere, n-au că... Garantez. Da, păi nu, că e o altceva da. În ea și gata. Mai dă-mi unul. Uite-le aici, mă duc. Ah, tot așa e, da? Ai două bucăți, da? Da, să le verificăm că... Asta care ți-am dat. E perfect, gata. Ia, așa, da, brotherii mei, că acum încep nebunia. Păi cred că poi mâine mă duc la de seară. Bun, ce mai am nevoie? Pellet feeder. Hai să șterg pellet feederele. Să vedem dacă mai sunt pellet feedere. Bun. Uite că am văzut aici. Ia să vedem ce gramaj. Uite, 30. Astea sunt alea micuțe. Și ați văzut că sunt la fel de bune. Foarte bune. Astea micuțe. Ia. Așa, brodera. Și uite cum arată. Ia, interesați-vă. Scrieți pe Claumar. Bun. 30 de grame. Așa, și asta e 30. Ok, uitați-le aici, mi-am luat, v-am spus că mă duc și mi-au, da? A, uite, și de 40 și de 30. Se încarcă foarte repede și sunt cele mai șmecheri, primesc imediat semnal, dă semnalul imediat. Și aici am mai văzut la fel, ia uitați, 30 de grame. Îl vedeți? Exact cele pe care le folosesc eu, brodărași. Și avem, ia să vedem, ăsta de cât e? De, scrie și pe el, da? 30 de grame, da. Eu pescuiesc cu 30 de grame, nu mă arunc foarte tare. Asta de cât e? Ia să vedem. Pentru că nu vreau greutate foarte mare. De... Cât scrie pe el? De 60. Nu dau eu cu 60. La Dunăre știți cu ce pescuiesc. Ia asta de cât e? De 50. Hai să le iau pe asta de 50 și să le iau pe asta de 30, ca să am. Și mi-am arătat încă 4. V-am spus că am mare boală pe ele. Ok, ce mai am nevoie aici? Metod... Albastre ieftine. Metoduri. Ia să vi le arăt. Uitați-le aici. Metod. Și e de 25 de grame, exact cât îmi trebuie mie. Exact ce îmi trebuie, vedeți? Astea sunt preferatele de mine. Și ce-i drept cele mai bune rezultate. Adică pe substrat destul de moale. Vedeți că 25 de grame plus încărcătura încă vreo 20 de grame. 25 de grame. Păi, cum să nu fie superbe? Și nu sunt nici foarte scumpe. Ok, și avem o bucată, deci 25 de grame, da? Că le mai pierzi, le mai scapi. 25, bun, și aici avem, ia să vedem, că sunt două feluri. Acum, care e diferența? Size MM. Ah, sunt la fel, doar că diferă ambalajul, gata. Așa. Și altele pe care să știți că le folosesc și am văzut, le-am folosit și sunt foarte bune. Uite astea, sunt și foarte ieftine. Mamă, și de 20 de grame, exact ce am nevoie. De 20, 30, maxim 40, nu pescuiesc cu foarte multe brodări. Ia uite-l, vedeți? Exact asta. V-am spus că nu ține de reclamă la mine, dar dacă eu vă arăt acum, n-are rost să vă mai spun după aia, mamă, de la ce firmă sau ce. Așa arată, nu dau nume de firme, dar eu doar vi le arăt. E exact ce-mi trebuie mie. Și avem 30 de grame, 20 de grame. Și o să-mi iau de 30, îmi iau 3 de 30 și de 20. Căutam de 20 pe substrat mai mâlos
să nu se ducă cu greutate foarte mare și cu finețe, cu fiderul cu vârful finuț, finuț. Asta e pentru finețe, când mănâncă mai apatic, 20 de grame și e exact ce îmi trebuie mie. Avem nevoie, bineînțeles, dacă e substratul tare, de, ia să vedem unde e, de 50, dar nu îmi iau de 50, că am, uite, îmi iau de 40, uite așa, 4 de, 3 de 40. De ce spun asta? Dacă e substratul mai tare, o să se tragă de la vânt, da? O să se tragă dacă e substratul tare. Cu cât e mai tare, vedeți exact cam și cum l-am pun aici. Uite așa ușor merge. Dacă îl pun prin nămol, nu o să mai merg atât de ușor. E o combinație. Vă spun eu secretele și voi de cât trebuie să prindeți pești. Bun, ce mai am aici? Cârlige, fideri. Mai am aici mini metod. Mini metod. Hai să-l șterg. Ia să vedem ce mini metoduri găsesc. Păi mini metoduri, dar așa mi-am luat eu prima oară. Cu tot cu matriță. Așa că varianta mini o găsesc aici. Și vedeți că nu sunt scumpe, 12 lei. E exact ce trebuie, 40 de grame, 30. Bun, uite, o să le iau pe astea, 3 de 30. Îmi place foarte mult să pescuiesc la mini metoduri, deoarece mie îmi conferă ceva rapid. Și sunt exact ce trebuie, mai ales la plasetele pe care le folosesc. Micro, micro. Și la un fir subțire. Prind, se prinde de, rupe normele. Bun. Și de 40. De 40, hai să iau 3, să mai las unul acolo, să nu zică că îl le iau pe toate. Uite-le, și am de 30 și de 40. Da? Ok. Și unde au intrat? 3, mai intră un. Celebra mea vorbă. De 40, da? Ok. E exact ce trebuie. Exact ce v-am spus eu că mi-au, exact asta mi-au. Montură Novac, nată Novac, mămăligă, pătrățică, cocoloș și mulinete de 2000. O să-mi iau două mulinete de 2000. Ok, hai să-mi iau cârlige. Fiți atenți. Ce cârlige mi-au de la Brodari? Cârligele mele preferate. CLM1 de 14. Fiți atenți ce mici sunt. Ia uite-l. Da? Deci CLM1 de 14, odată. Ia uitați cum arată cele de... sunt mai măricele astea de clămă 1 de 8. Ia să vedem cum arată. Deci eu pescuiesc numai cu ele, fraților, pentru că sunt și foarte bune. Da, da, da. Astea sunt ce trebuie, 8. O să iau două bucăți de 8. Așa. Și ce mai avem aici? Ia, uite aici. De 10, cele M4, da? Ia să le văd. La feeder, la feeder sau la porumb. Și la undiță merg la porumb. N-ați văzut că îl sparg? Da, da. Mărimea 10 e mai mare asta. De ce trebuie? Cele mele 1 de 14 am luat. Alea sunt preferatele. După care vin cele mele 2 de 14. Ia să le văd. Să vi le arăt și vouă. Cele mele 2 de 14. Uitați ce micuțe sunt, sunt mai grosuțe. Astea. Și cele mele 3 de 12. Ia să-l vedem. Știți că eu pescuiesc cu cârlige mici și prin și crăpălăi. Dar vreau să pescuiesc la boloneză. Uite, de 12 ăsta e șmecher. Uitați-vă formă frumoasă. Astea, da, de 12. O să mai iau unul de 12. Clămă 3, da? Cele mele 3. Sunt după serii. Cele mele 3. Da. Și ce mai e aici? Cele mele 5. Ia să-l vedem. Cele mele 5 de 14. Uite, și ăsta e superb. Ia uite-le, fraților. Ia uitați-le, brother. Cele mele 5. Bun. O să mai iau încă unul. Mărimea 14. Și e ce trebuie. Haideți să îmi iau de la ei niște fir. Fiți atenți aici. Nu mai e cel de la Adam. Iau data viitoare, că vin. Cel de 15 libere, încă mai am cel de 15. Meduza de 15 libere, ia să-l vedem. Nu ăsta. Am, e șmecher. Fir textil, fir textil, care e mai subțire, el de 0,10 0,12, ia să vedem, 0,10. Cum arată brotherul? Să-l vedem dacă e la ce-mi place mie, pentru monturi. Eu știu că e bun, că am mai luat, clar. Dar vreau să-l vedeți aici. Finuț. La feeder. Ia uite ce finețe are.
Este, e super soft, brother, ce vorbim. Și cât ține? 6 kg, exact ce am eu nevoie, ce credeți? Da? Exact ce am eu nevoie. Vedeți cum facem pe baltă monturile. Și aveți 5% reducere doar pentru cumpărăturile online. Faceți cumpărături online, la sfârșitul cumpărăturilor băgați codul promoțional Shari și aveți 5% reducere din total. Puteți să vă combinați 2, 3, 4 prieteni între voi și câștigați, vă iese mai bine așa. 10 și una de 12. Unde ești, brother-o? 10, 12, uite aici. Și asta de 12 e destul de finuț. Ia să vi le arăt. Adică eu am avut o grămadă de prezentări cu el. Și e de 10 kg. Asta e gras, e ce trebuie. Ia fiți atenți aici. Ia uitați-l, brodăraș. A? Să simte. Da, tot moale, soft. Uitați-l un pic. Vedeți ce spun? E soft. Da, astea sunt finețurile pe care le folosesc eu. Și vă așteaptă și pe voi, brodări. E mare magazinul aici pe Bulevardul Ghencea, numărul 30. Ce mai am eu aici? Cred că am terminat. O să-mi iau două mulinete de 2000. După care, hai să vedem montura de Novak. Ia să vedem unde e montura de Novak. Uite-le aici. Ia să le vedem. Uitați-le, brodării mei. Oh my God, oh! Coșulețele alea noi. Exact ce trebuie. Ok, și aici pe lei cutia. Cu două monturi complete. Complete monturi plumbi, plute, culisante, opritoare, exact ce aveți nevoie pentru a sparge Nova. Și atunci zic să-mi iau și eu una, două, ce anume? Ce zici, vechi? Am văzut că erați de astea de acolo, așa, sunt bunicele ca cârlițe, astea? Da, da, astea sunt prea finuțe, pentru caras mai mare, mărime mai mare. Mărime mai mare, da? Alea cu care am pescuit eu? V-am văzut la ele și de asta. Da, în general ăsta îl folosesc, că e mai măricel, să poată să prinde, cele M3-ul. Cum? Cele M3. Cele M3 sunt bune la ciortan și la... Da, 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 cum să nu? Nu se îndoaie, nu se îndoaie, pina n-am prins eu, n-ați văzut. Da, fel și fel de asta v-am auzit și m-a făcut curios. Da, da, da. Deci cele M3, da? Da. Și asta la fel, dar ăsta sunt mai subțirele, dar totuși sunt rezistente. N-am luat, păi am luat cu cele M3-ul, am luat un crab de 5 și cu fir de 14. Ia uzea. Un filmare, am avut o filmare. Cele M3, unde scrie cele M3? Aici. Cele M3, da. Astea sunt prea mici, astea, nu? Sunt micuțe, dar... Astea la ce le folosim pe astea? Păi sunt tot și la caras și la feeder, dar merg cu pop-up-urile alea, ușor, cele mai mici, ca să se echilibreze. Dar merg și la undiță, sunt superbe. Da. Merge. Am luat și crape, iarna numai cu de-astea mici am prins. Sunt rateurile, cresc un pic, pentru că nu se înțeapă foarte la crap. Dar cele mele trei, uite, exact astea, astea din ochi. Da. Păi da, astea am. Și astea se echilibrează perfect cu pop-up-uri. Dar nu sunt casate, nu sar, nu... Nu, cred că și pește de 10 kg, mai ales cu pop-up-urile, dar se echilibrează cu pop-up-urile alea mici, de 6. De 6, da. Sunt perfecte. Ăsta, cele mele trei, da, de 12. Bine, mulțumesc. Așa, n-aveți pentru ce. Bun, și am luat două monturi și acum o să iau niște nadă, cam terminat cu ce aveam nevoie. Fiți atenți aici, brotherii mei. Acum vreau să mă uit la pătrățică. Eu vreau, pentru că n-am mai ajuns la brotherii mei, ia să vedem ce avem aici. Uite-mă cum e ce trebuie, mă, mămăliga, brotherii. Asta e cârjă. Ia fiți atenți aici. Mămăligă proaspătă, fiți atenți aici. Tocmai de asta m-am și uitat, se vede? E aia ce trebuie, brother, ia să vedem. Colant pentru nadă și cereale. Aha, un produs nou. Bravo, super, ia să vedem ce avem aici. Ia fiți atenți, mămăligă claumar de pătrățică, produse noi, super. Să vedeți ce o dăm pe test. Băi, ia fiți atenți ce moale e, ce bună e, mă. Păi eu care pescuiesc la mămăligă de-l sparg, vă dați seama. Bun, haideți să-mi iau alt coșuleț și ia să vedem, fraților, că am avut o poftă așa de pătrățică. Să vin să vedem cum e, ia. Uită-mă, ia fiți atenți, ia uită. Uită-mă, moale, mă, ta. E absolut ce trebuie. Fiți atenți că o iau pe asta, nu o las aici. Vedeți, de vanilie, de 10 mm. O pun aici, ca să vedeți că îl iau eu, da? Aici îl pun, ca să mă duc să pun în alcoș, să nu le încurc coșulețele.
ce mămăligă criminală au brotherii mei. Ia uita, mă, ia fiți atenți. Ia uitați-o, brotherii. Dacă cumva vă întrebați și mă întrebați și pe mine: bă, fraților, e bună mămăliga de la Claumar? Păi sparg norme cu ea, nu vedeți cât de moale e? Am mai luat și din altă parte și n-a fost ce trebuie. Cele de 12. Ce vorbiți, mă, brotherii mei, mă? Ia. Uite, mă, rețetă, mă. Asta era, mă, bă, aveam în gând, vă rog să mă credeți, aveam în gând. Ia să văd cum e pătrățica de la brotherii. Ca aia care o fac eu, mă, brotherii mei. A făcut acasă. Normal că acum veți spune unii: mamă, nu... Uite, mămăligă naturală. Nu... Cum să nu, mă, păi e la fel, mă. Asta de pătrățică e bună. Și o să vedeți că o să pescuiesc cu ea. Și o fac acolo și mână. O amestec și o fac și rup normă. Ok, ce mai îmi trebuie mie? Mulinete. De 2000, da? Cred că o să-mi iau eu ori de 3000, ori de 2500, ceva mai mare. Ia să-l întreb pe soare să vedem. Și după aia să pun niște fir. Soare, dă și mie, ce mi recomanzi? Uite, vreau să-mi iau două mulinete. Pentru... Ce bețe? Alea pe care mi le-ai dat-o acum, custom black. Ok, ce lungime am? 360. Perfect. 40 cu... Băi, ce ți-aș recomanda? Eu niște mulinete noi apărute pe piață și foarte bune, la care producătorul ne oferă o garanție foarte bună, și sunt niște mulinete, într-adevăr, sunt niște mulinete de spinning, ceea ce înseamnă că rezistă, da, foarte, da, bine, sunt foarte rezistente la anduranță, la... Eu vreau mai mici, așa, știi? Adică 2000 eu mi-am pus, dar 2500-3000, tu ce părere ai? Ce zici că ar merge cu el? Dai departe? Nu, frate, nu, ca asta, deci le definețe. Nu, 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 nu. Dacă vrei să mă dai mai departe, astea sunt modelele care eu ți le-aș, eu ți le recomand. Savage Gear 4000, nu? Savage Gear. Ia, care zici tu? Așa, ar fi Savage Gear SG2, SG4 sau SG8. Din punctul meu de vedere, pentru ce ai tu nevoie, va fi așa: SG2 sau SG4, după, da, cum îți place. Arată țapen. Ele sunt foarte rezistente, au un corp foarte ușor și în același timp rezistent. Arată mai profi, ia fi atent. E ce trebuie și e și pe finețe. Da, rotația tamburului este de 5.2:1. Asta înseamnă nici prea mult, nici prea puțin. Este un... Dar e 4000, e mare asta. Ei, hai că ți arăt varianta de... Mai mică. Minim, ce ai putea tu să pui dacă nu pescuiești departe. Da. Ți-aș recomanda un 2500. Și haide să-ți... Da. Dacă, da, cumva, și acum stai puțin, că dacă, așa, cumva, așa, te duci undeva la spinning, da, poți să-ți pui mulineta, păi, da, și schimbi firul. Păi, n-are doi tamburi? Haide să vedem, haide să-ți arăt. Chiar că ar fi mai marfă. Da, 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 super, să știi că eu sunt... Normal că vine cu tamburi de rezervă. Ar fi marfă, rău. Da, să știi, să știi că așa fac. SG4 și SG2. SG2, de 2500, da? Hai să vedem, da, 2500. Arată mișto, a? Congratulations. Mamă, fericită. Hai că da, hai că arată. Așa, tamburul de rezervă. Hai, mă, uite care, mă. Și... Super. Iată mâine. Băi, păi nu e, mă, mare. Foarte mișto, pe asta e 2500. Și nu e nici mică. E 2500. Eu mi-am notat 2000 pe telefon, ai văzut că am vrut ceva micuț. O vei putea folosi și la spinning, dacă cumva ai nevoie. Este mulinetă de spinning, dar... Cu recuperare mai rapidă, da, frate. 5.2:1 recuperare. Mamă, ce finețe se simte pe ea. Bă, ești nebun? Hai că e treabă. Savage. Exact. Mamă, și eu sunt cam savage, ai înțeles? Cam sălbatic. Super, 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 2500, fii atent că e exact cum îmi place mie pentru alea. Bă, e finețe, ați văzut, ai văzut că... Da, hai să-ți recomand, ți le recomand pe oricare cu mare căldură. Să-ți arăt și pe cea de SG4, tot de 2500, să-ți faci tu așa cel mai bine o părere. Păi și ce diferență e între ele? SG2 și SG4, da? 2500, amândouă sunt de 2500. Așa, amândouă sunt de 2500, doar că stați două secunde. Ia să vedem. Da, 2500 cu 2500. Una are 9 rulmenți, alta are 6 rulmenți. SG2-ul așa, așa, este cea cu 6 rulmenți, cealaltă este cu 9 rulmenți. Da? Și, max dragul la una este de 10,5, la SG2 e 10,5, la cealaltă este de 11,5. Și asta e mai puternică, cum ar veni, e mai plus, e plus, da, cum ar veni. SG4. SG4 și ce îmi recomanzi? Ia, hai să merg pe mâna ta, că dacă e să... Dacă tu vrei să mergi tu pe mâna mea... Hai să merg pe mâna ta. Că dacă pe... cum i-ai dat lansetele... La cât de bune sunt, așa, și la cât de profi sunt ele făcute, da, ți-aș recomanda să mergi pe SG2. Chiar dacă ai o diferență de 2-3 rulmenți în plus, ele sunt atât de profesional făcute încât nu o să simți tu diferențele de... Da, nu îți dai seama, dacă să zici că merge mai repede sau mai încet. Asta ți-aș recomanda. Acum, după cum îți place ție culoare. Ăsta, într-adevăr, este un pic mai. Mai are ceva rulmenți în plus, mai... 5-2 cu 1. Da. Toate asta e aceeași recuperare.
Bun. Deci ce dorești? Păi... Sunt mulinete făcute pentru spinning, sunt făcute să fie forjate. Forjate, da. Tu, a, uite, 244 de grame. Da, frate, că și eu trag pe ele, știi? Și atunci să iau pe asta, ca să au mai mulți rulmenți, nu? Ce zici tu? 245-244, a, nu e cine știe ce. 6 bearings, 9 bearings. Hai să le iau pe asta cu 9 bearings, că toată lumea sare în sus. Ok. Doi așa, frate, uite. Perfect. SG4, 2500. Hai merge bine, frate. Sunt, nu știu, să știi că, uite... Am în două, da, când mi-ai dat alea, nu le aveai pe astea? Nu erau? Care? Când mi-ai dat în toamnă, parcă am luat... Nu, astea sunt nouătăți. Bețele. S-ar putea să fi fost și atunci, nu mai știu exact, dar... Dar par noi astea, sunt model nou. Noile mânete de la Savage. Savage, uite, mă scrie peste tot Savage. Bă, ce șmeche sunt și fii atent că sunt... Ia. Nu, chiar îmi plac. Sunt, adică sunt exact ce am nevoie pentru bețele de feeder, brother. Bețele, că sunt foarte finuțe bețele și astea sunt. Păi tot așa, luați legătura, fraților. Ia, zăpăciți-l un pic la cape soare, să mă înjure. Când veniți la magazin, întrebați, unde e soare? Soare, ia ajută-mă, brodere. Am văzut la așa, adică uite, pe ăla ai ajutat cu pac, pe tau, cu tau. Păi dacă el știe și alea, el îmi arată și eu ce consider eu că e sora ei? E sora ei, sora sau fratele, nu știu exact ce. Mama, ce sex o fi? E ce trebuie și mă bucur foarte mult că mai are încă un tambur. Normal. Nu știu, tu, ce părere ai? Crezi că unii tamburi se potrivesc și pe altele? Crezi? Ai idee? Da. Nu știu, așa din... Băi, nu știu ce să zic. Aici mă refer, nu știu trebuie ce să zic. Testat, între, da. Între ele așa s-ar putea să se potrivească între anumite... Între anumite firme, anumite, da. Nu, da, între anumite, de exemplu. Anumite modele. Se potrivește la SG2, la SG4. Nu știu, da, la astea, da, nu, da. Sigur? Ca întrebare, știi așa, dacă s-ar potrivi ăsta la ăsta, ăla la ăla, dar nu cred că... Nu, nu, decât dacă ar fi de 2000, uite, ăsta 2500 deja. De 2500 și să aibă aceeași prindere, în principiu, na, fiecare producător... Și de ce? Că mai am detalii acasă unul, au tot așa luată de la voi, de la Claumar, și nu am decât un tambur. Un singur tambur, da. Dar nu l-am probat. Putem să comandăm, putem încerca să comandăm. Ia uite, brother, ia pune mâna pe... Ia uite. Se simte altfel, mă, frate, se simte... Ia uite, surorile. Da, da, pe ea asta, dacă am două bețe... Unde pleacă nebunile acum la pește? Aoleo, cum? Ți-ai seama ce frumos stau eu. Da, așa, sunt mișto, frate. Pe ei le șterg după ce tu n-ai văzut că eu le mai murdăresc, ai bagi mâna când ești de murdar de nadă, știi, la grabă. Dar le șterg, frate, și ai văzut că mi-am în gentuță. Pac, știi ce zic? Da, 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 ți-ai făcut o gentuță. Gata, brodăraș, gata. Bun, deci montura de Novac am luat-o, mulinetele le-am luat, nadă, mămăligă, pătrățică și cocoloș. Ok, are you ready for me, brothers? Of course, are you ready for me? Hai să ne uităm la mămăligă, pentru că sunt mămăligar eu. Bineînțeles că pesc și la crab, și la feeder, și la de toate. Dar ați observat că, na, e ce trebuie. Și fiți atenți ce fac eu acum. Ce v-am promis? Mămăliga pe care am testat-o și am desfăcut-o. Mămăliga de vanilie de 10. Vreau să-mi iau două. Mămăliga de vanilie de 10. Asta e de 12. Să știți că dau și la pătrățică mai mare. Hai să-mi iau una de 10, una de 12. De fapt, vanilie de 6. Ia să vedem asta mică. Aș pescui și cu de-asta mai micuță. Bineînțeles că mi-o tai, eu ați văzut. Dar s-o iau și gata făcută. Ia. Îl spar pe caras cu asta? Să-i dăm un test? Merge, 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 merge. Vanilie de 6, ok? Bun. Ce mai avem aici? Usturoiul. Dar nu, de vreau de 10. Că eu dau la de-aia mai mari. Voi aveți de toate. Ok, și mai e tutti frutti de 10. De 10 ar fi mărimea ideală. Oricum, eu ați văzut când o încerc, când vrea la... E ce trebuie, mă, broaderii mei. E altă mâncare de pește, broaderii. Ok, tutti frutti de vanilie de 10. Tutti frutti și ce mai e de 10? Ceva de miere vrea. Uite aici, miere. Și porumb dulce. Gata, broaderii, gata. Eu pasta le consum, ca să înțelegeți, în câteva partide le dau pe lumea elaltă. Păi eu pun... Uite-o, mă, broadărași mei, despre ce vorbim. Și porumb dulce, ia să vedem miros aici. Miros costel, miros cam filmul. Uite-o, e ce trebuie, broadări. Deci, nu mănânc un rahat, că e ce trebuie. Fiți atenți ce vreau să testez acum. Mămăliga naturală, am văzut că e la 300 și la 150 de grame. Mămăliga de pătrățică. Asta de pătrățică e șmecheră, eu vreau să le testez produsele la broadării mei. E gata făcut asta, decât o tăiați cu firul așa, pac, sau cu cutterul, dar eu cu firul o tai cu guta. Pac, 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 pac. Și e ce trebuie. Naturală. De 150, scoică și porumb dulce vreau. Uite-l aici. Așa, brotherii.
Ia, cum e? E ce trebuie, mă, e ce trebuie, eu vă spun. Și avem aici, la 300 de grame pătrățică, mai ajunge pentru o partidă, e ce trebuie, mamă, asta cred că și dacă o fac acolo și iese forță. Și atunci, miere naturală și vanilie vreau. Uite, uite, uite aici. Ia să le vă brodări. Uite, e ce trebuie, mă, frate. E absolut. Bun, ce avem aici? Colant pentru nadă și cereale. Ia fiți atenți, brodărași mei, cei care vă interesează de combinația asta. Eu mi-au unul, să-l dau pe test. Parmezan, Amur, Novac. Ia uite. Opa, stai. Ia să vedem, Amur și Novac. Vedeți, sunt mai multe condimente. Aici vanilie. Ia uitați, colant pentru nadă și cereale. Opa. Păi dacă scrie Amur și Novac, îmi iau un Amur și Novac. Și vanilie. Hai că e ce trebuie. Ce mai avem aici? Mămăliga preferată de mine. Și e mămăliga naturală. Ia să vedem ce zice. Ia să o vadă mămăligarul, șeful. Oancă da. Șeful e mâna asta, ancora e șefa. Oancă da, cu ancora în ea. Bun, și iau mămăliga naturală. O testez să văd dacă e proaspătă și e ce trebuie, broderii mei. Ce mai avem aici? O mămăligă de cânepă. Arată bine, ia să vedem. E moale, a trecut testul, brotherii. Vă spun eu sincer, când trece testul, trece testul. Avem aici un șorot. Mămăligă proaspătă, vedeți că scrie pe ea. Dar până la proaspătă eu vreau să o testez. Mâna mea nu minte. Și mâna mea zice că a trecut testul. Ia fiți atenți aici. Ia uitați, vedeți cum apăs. Ia. Uite mă cum se face cocoloș, mă. Bă, ești nebun la cap. Uite mă, uite. Vedeți? Ca să nu vă mai murdăriți pe mână, amestecați în pungă. Bine că eu o iau pe asta, vă dați seama, da? Uitați, uitați-o cum nu se crapă. Adică am mai primit fel și fel de vorbe. Brodere, ce părere ai de mămăliga? Ați văzut comentarii. Mămăliga de la Claumar. E exact ce trebuie. Cocoloșul, uite-l. Ia să vedem cum miroase. Uite-l, ați văzut cocoloșul care mă scuipă un pic pe mâini, pac, pac, pac. E ce trebuie. E foarte bun. Gata, a trecut testul. O iau și pasta, șurot de un kilogram. Și avem cânepă, șurot, cânepă și naturală. Da? Cred că mi-a ajuns alea sau să iau și una de spărtură. Ia să vedem, spărtură. Hai că să vedem ce e asta, ia. Spărtură. Păi eu merg și vedeți ce prind eu cu ea, brodări. E spărtura, asta e mai mare. Păi știți care e șmecheria? De fiecare dată, bine, cam mămăliga. Păi ia să vedeți, mă, ce, de câte partide o să fac cu ele. Și vedeți că, uite, pac, tai câte o bucățică și mă duc și pac, pac, pac. Sau îmi iau o bucată mai mare ca să-mi fac jumate pătrățică, jumate cocoloș. La una... Băi, eu sunt și un dițar, mă, ați văzut, mă, ce mână am, mă, ce spar pe caraj, mă, pe garoi. Gata, e ce trebuie, gata. Ok, am luat numai mămăligă de aici. Acum, pasta o pun separat, deoarece se va strivi dacă le pun în altă combinație. Ce am mai văzut aici? Produse noi, wafters, așa da, wafters de la Brotherii Claumar, o să iau toată linia. Cei de 8-10, e, altceva, așa da. Și avem ananas, produse noi, pentru că le-ați văzut pe celelalte de 10-12 la mine pe vloguri. Deci am toată linia de cele 10-12, dar nu am de 8-10. Și iau de ananas, căpșuni, pe cum nu îl spar eu, ananas, căpșuni, squid și căpșuni. Șmecherie, krill, mai favorit, 8-10, da? Ce avem aici? Usturoi. Ce șmecher arată așa, da. Usturoi și căpșună usturoi. Uite-le. 8-10, da? Și atât. Și mai sunt și căpșuni, dar cred că alea de căpșuni le-am luat eu, nu? Ia să văd. Căpșuni, da, uite, le-am luat de căpșuni, da. Ananas, ananas, căpșuni, squid și căpșuni. Cred că sunt 6 arome, dacă nu mă înșel, nu? 6 arome, da. A, 7 arome și choco orange. Ia să-l vedem. Choco orange. 8-10, exact, deci avem 7 arome, brodări. Vă așteaptă și online și la magazin aici, fizic. 7 arome de wafters de la Claumar. Bun, îi pun și pe aici.
Și ce am mai văzut aici, tot nou, de la Brother, bicolor, adică jumate cu jumate, da? Bun, avem încă patru sortimente, condimente, hai că da. Și atunci o să-mi iau și eu una, 8-10, da? Vedeți, aceeași dimensiune ca cele de aici, doar că astea sunt bicolore. Vedeți că scrie mare pe ele, bicolor. Și avem căpșuni, ia să vedem cum miros. Hai că da. Bun, de ce să nu testăm și cu bicolor? Și avem un căpșun, un krill bicolor. Ce înseamnă krill bicolor? Adică jumate mov, jumate galben. Ia miros. Miroase stricat. Exact așa miroase krillul. E ce trebuie. Căpșun și usturoi. Și chiar mă gândeam, când scot brotherii noștri, niște wafters bicolore. Ia. Mamă, ce miros de... Chiar miros... Bă, cum fac, mă, ăștia noștri mirosul ăsta? Chiar de căpșuni și usturoi. Exact ca și cum ai pune usturoi peste căpșuni. Bun. Și a patra aromă, ananas. Bicolor. Ananas fiind un mov cu galben. Uitați așa arată. Păi cum? Ia. Da. Ok. Am luat exact toată gama. O să le vedeți cu mine... Împreună cum prindem, le găsiți aici. Hai să le iau pe astea din față, să le pun aici, ca să completez rândul, să fie treabă bună. Așa, brotherii mei, deci cum intrați, primul raft sunt wafters-urile de la brotherii noștri. Bineînțeles, dar eu am acasă o grămadă de pop-up-uri micuțe, cum ar fi mini dumbbells-uri. Vedeți că sunt, au formă de dumbbell. E exact ce trebuie. Asta se echilibrează perfect cu cârligele. Și acum să mai iau niște nadă de novac. Și ce mai îmi trebuie mie? Deși cam mai am pelete de la ei, da, nu de la brotheri. Vreau nadă de novac deoarece începe novacul. Mai am acasă o pungă, dar nu știi, deși că am mai fost odată la pescuit la novac și n-am prins nimic. Nu datorită năzii, pentru că m-am grăbit eu, adică am încercat. Dar dacă n-am prins, eu nu pot să vă spun că am fost la pescuit la novac și de fapt n-am prins, pentru că eu vreau să vă arăt când prind, eu nu mă duc să mă distrez. Bun, și am pentru 3 partide, hai să fie pentru 4 partide de novac. Mi-ajunge o pugă pentru o partidă, pentru că o să pescuiesc și, adică și. Ce mai îmi trebuie mie? Deci am novac. Ia să vedem ce mai e pe aici, brotherii mei. Peletele de red krill, astea sunt terminatoare. 4 jumate red krill, 6 red krill, am acasă. Bun, ce mai îmi trebuie? Uriale de cânepă. Am acasă cânepă încolțită. În curând o să mergem și o să dăm și cu ea. Cânepă, boabe, mai am acasă o pungă. Vreau să le termin pe alea de acasă. TTX de căpșuni. Mi se pare că am TTX de cânepă. Cânepă. TTX de cânepă. O să-l iau pe ăsta, un TTX de cânepă. Știți de ce? Cânepa în formatul ăsta, vedeți cum arată? E chiar șmecher pentru momitor. Un TTX de cânepă, chiar arată bine. TTX de nason, căpșuni, vanilie, TTX de miere. Vedeți cum arată, usturoi, TTX de fructe. Aici sunt boilisuri, am acasă, mai avem niște pungulițe. Crap galben, mreană și scobar. O să-mi iau 2 de mreană și scobar, pentru că o să merg la Dunăre. Mreană și scobar. Bineînțeles că poate intra și cărășelul. E exact ce trebuie. Crap caras roșu nu am. Și fructe roșu, nu am nici fructe roșu. Crap caras, uite, fructe, păi voi le vedeți la mine când pescuiesc cu ele și vedeți ce și prind. Și usturoi roșu, ok? Bun, și le voi pune aici. Atât, brotherașii mei, cred că nu. Deocamdată, crab galben mai am acasă. Aici ce mai e? Crab caras galben, fructe roșu, vanilie. Uite, de vanilie nu am. Nu am de vanilie. Vanilie galben. Și să vedeți ce vine la vanilie. Mama, și desfaci o pungă să o miros, dar... Nu e treaba, n-am cum să vă arăt vouă. În miere, nu am de miere, mai mi-au miere și cred că ajunge, da? Anason, nu iau că am, apă rece mai am. Mi se pare că am unul de anason. Aici ce avem? Făină de porumb, floarea soarelui. Asta merge de aruncat, brotheri. Deja gata de luna asta, merge șurotul de floarea soarelui. Ia să-mi iau una, că mai am acasă una. Pentru că o amestec în adă, gata, începe peștele să știe care e combinația. Amestec de săculeț am acasă. Germen de porumb la fel, pentru săculeț, crapi, e ce trebuie, porumb uscat, nu, germen de TTX, uitați-vă ce puteți găsi. Și aici la 3 kg avem vanilie, TTX natural, mai e aici anason, ce mai e aici, feeder negru, ați văzut că e
Bun, miere, usturoi, mreană și scobara la 3 kg. Gata, brateri. Cam atât. În rest, cocoloși, ați văzut? Să vedem dacă are cocoloși, dacă a făcut. Deși că nu cred că a făcut cocoloși, ba da, pastă de cocoloși. Bun, aici sunt boilusele de cârlig, semisolubile, tari, pastă solubilă pentru plumb și avem aici niște pop-up-uri, da? Mai găsiți aici fel și fel de sortimente, porumb flotant, porumb de cârlig, am acasă, porumb de floricele. Așa, brătării mei, Scopex, am acasă. Și avem aici pastă cocoloș de căpșună de la brătărie. Să vedem, mai are și alta aromă? Cred că nu. Oricum a început sezonul, așa că se dă repede aia. Și avem o pastă de cocoloș. Ia să îi dăm noi un test. Vă spune brotherul vostru testul suprem. Ia în apă, se activează, se moaie. Ia. A, uite biluța, fraților. Miroase super. Păi, nu-i dăm noi test să vedem cum merge și ce prindem la aia, ce credeți? Doar de căpșuni are. O să iau două bucăți. Și cred că atât. Dar știi ce nu mai am eu? CSL. Dacă ne uităm un pic aici, aditivi, miere, căpșune, nadă de porumb, uite, nu mai am de-asta broadări, ca să-l amestec cu mămăligă, vedeți, șmecherie, puteți să-l amestecați cu mămăligă, cu nadă, cu orice, înainte să umectați nada, apa cu care umectați nada, puneți de miere, dacă e ceva de dulce, o nadă dulce, nu puteți să puneți miere, dacă folosiți, să puneți aditivul ăsta de miere, merge pus la nada de miere, dar nu merge pus și la nada de usturoi, gen, nu e treabă. Ok, și mai e căpșuni, prună, scui de noctopus, copex, alcool CSL de porumb. Să știți că eu încă îl folosesc, nu neapărat pentru apă, deci îl folosesc. Uitați betaina, pe care vi-o recomand și m-ați întrebat foarte mulți. Băi, frate, dar cu betaina ce faci? Uite cu betaina ce fac. Exact ce v-am arătat. Păi dacă dă roade, eu v-am mai spus, dacă ceva dă roade, ce rost are să schimb? Deci chiar nu înțeleg situația. Bun, și ce avem aici? CSL de alcool de porumb? Hai să mai iau o sticlă de asta, deși că mai am una acasă mai micuță. Gata. Știu că m-am aprovizionat și că nu vin odată la vreo 2-3 săptămâni cam așa și aici găsiți o grămadă. Ia uitați, nectar, antiseptic, complet jus, nu am, iar mai iau o bucată, un complet jus, da? De fapt iau două, că o să mă duc la crap și vreau să fac senzații. Absolut în toate vlogurile pe care le fac eu, vedeți la început ce, cum și ce amestec, cum amestec, brother, ca să nu mă întrebați de fiecare dată, da? Și sus aici avem toate trofeele domnului Claudiu și acolo și acolo. Mai că da, Claudiu, brotherul nostru. Foarte bine, e boss. Gata, brother, ați văzut ochelari? Am ochelari de soare, sunt foarte buni. De exemplu, de câte ori am pescuit și stăteam într-o poziție mai indecentă, să spun așa, îmi bătea soarele în ochi sau bătea soarele în apă și reflecta în ochi. Nu era deloc o partidă foarte frumoasă, așa că vă recomand și eu o pereche de ochelari de soare. Văd că brotherul noștri au aici o grămadă de, chiar la intrare, o grămadă de perechi de ochelari. Sunt foarte buni, sunt foarte buni, protejează ochii foarte mult de raze ultraviolete. Ok, acesta este standul brotherilor noștri. Ne luăm la revedere standul cu nadă și cu... A, ce? Că începe de aici. E... full option. A, să vă mai arăt ceva. Și bineînțeles că o să-mi iau și eu, chiar uitam, după cum vedeți aici, aromele concentrate. Scopex, miere, da? Vreau una de miere. Și ce mai am? Ananas, banane, oh my god, piersică am acasă, prună, tutti frutti, nici de care să iei, băi, ești nebun. Bun, hai să iau un ananas, un squid and octopus, pentru că dă valoare. Dă valoare aceste arome concentrate. Squid and octopus, ananas și miere. Păi, fraților, dacă eu prind cu ce vă arăt vouă și în concentrația pe care o folosesc, de ce aș modifica ceva? Eu vă spun și vă repet, de ce aș modifica ceva? Sunt sute de nade de la foarte multe firme, dar eu dacă am încredere în ce folosesc, de ce să schimb? Dacă eu plec cu gălețile pline de pește, cu juvelnicul plin de pește, a, mi-am adus aminte să iau un juvelnic, gata, brotherii mei. Ce-ți dau? Fii atent, vreau un juvelnic, brotere. Fii atent, eu vreau, e mal un alt, să fie lung. Știi ce zic? 3 metri, 4 metri? De 4 metri, dacă... 4 metri. A? Ia, stai că îl putem întinde, nu? Bineînțeles. Așa, frate, știi de ce? Că pescuiesc de pe mal și vreau să-l am și eu aici, pac, pac, cu două... Ia să-l vedem, da, cu ce lungime poate are. Poate să fie și mai îngust sau doar așa e, adică... Mai îngust pe rotund. Și pe rotund nu e problemă, știi ce zic? Dar să fie un pic mai îngust. Cantitate mare în general prind eu caras la Dunăre, dar să fie să pot să-l întind în apă, știi? Am înțeles. Că eu am unul care e mare, mai îngust aici în dimensiune.
Eu știu ce știi tu că e. Hai să vedem. Da, da, să fie lung, da. Da. Ia uite-vă că sunt la 3 metri. Nu, la 4. 2 metri jumate. Dacă nu-l întindem, dacă eu știu. Nu, să fie cât mai lung. Nu, doar cu deschidere mare. De 4? Dăm de 4 așa, da, da, da. Dăm așa mare. Nici o problemă, dar să fie mai sapă, mai. Mamă, asta e prea lungă. 4 metri. A, și ăla alt e la fel, de 4? La 3. A, e 3. E 4 metri. Mamă, asta e prea mare, broadere. Nu, cred că de 3, frățiorul meu, că e mare. Păi ce fac? Fac nuntă când asta. La Dunăre, dacă n-ai pomal în alt. Ia. E 4 metri, nu, broadere. Hai să văd unul la 3, broadere. 3 metri. Da, da, da. Da, e, ai dreptate, ai dreptate. Băiatul mi-a dat exact ce trebuie, dar e prea lung, broader. Nu, nu, nu. Hai să vedem altceva. Hai să văd unul de 3, broader, ai dreptate. A, înseamnă că la mea e de 2 jumate? Că e destul de, uite cam atât ai. A, e 2 metri, mă, chi cât mine. 2 metri sau 2 jumate, probabil, da. Mm. Un 3 jumate să fie între? Da, da, n-aș vrea de plasa asta, știi, ceva mai fin, mai, uite asta ce e, sau eu știu care, să fie un material mai finuț, așa, mai, ca să nu intre țepii. Uite aici, 3 metri, exact ca ăla care ți l-am alătat. Așa, 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 bravo, super, da, să pescuiești și eu, că vine de pe mal și cât îl dai în sus, ia, cred că asta e ce trebuie. E același ca ăla, doar că e de 3. Da, 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 ia să vedem. Și dacă eu îl pun acolo și îl duc în apă, da, fraților, da, e altă mâncare de pește, brother, ia uite-l. Ia, gata, șerif, uite, e, și materialul e țapăn, da, îl scot frumos, e, altceva, da, 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 ăla e de 4, vine cam până aici unde sunt eu. Pui nu. O tijă aici, ți-l faci cum vrei. Da, am tijă acasă, da, da, un pichet de la șmecher, mm-hmm. Uite și aici are, ia uite, ca să-l... De agățat, gata, gata, ăsta e brother, că uitam de el. Ok, fraților, gata, chiar ne luăm la revedere, l-a rămas bun și ne vedem în curând pe baltă. De aici, de la magazinul Claumar Pescar și 5% aveți reducere dacă la sfârșitul cumpărăturilor online folosiți codul de reducere SHARY, S-H-A-R-Y. Cu voi astăzi a fost Fish Hacker, ne-am făcut cumpărăturile împreună, vă iubesc și ne vedem în episodul următor.